Predică la întâmpinarea Domnului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți și dremăritori creștini, ați auzit de cuseară, după slujba privegherii, cele ce s-au rostit, s-au cântat la strană, de asemenea outpustul pe care îl veți mai auzi timp de o săptămână până la odovanea praznicului. Acesta sună așa: Cel ce în brațele dreptului Simeon ai fost ținut pentru mântuirea noastră, Hristoase Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Ceea ce înseamnă că sărbătoarea de astăzi are o țintă și întâmplarea sau rânduiala ce s-a săvârșit în ceea ce îl privește pe Mântuitorul Hristos, care a fost închinat la templu, are un rost duhovnicesc și ne privește pe unul fiecare dintre noi. De aceea se spune și auziți adesea în slujbele noastre că tot ceea ce s-a făcut și s-a împlinit de către Mântuitorul Hristos s-a făcut și s-a împlinit pentru mântuirea noastră. La prima vedere, sigur că este un fapt istoric care s-a întâmplat acum aproape 2000 de ani, care fapt istoric l-a privit direct pe Mântuitorul Hristos, care s-a supus legii și nu altă lege pe care El însuși a lăsat-o poporului evreu și a fost adus și înfățișat preotului de către părinții lui, de către Maica Domnului și de către dreptul Iosif. Dar totuși Biserica ne spune și ne învață că aceasta s-a făcut pentru mântuirea noastră. Sfântul Teofan Zăvorâtul, iubiți credincioși, vorbește legat de sărbătoarea întâmpinării că ea a fost rânduită de Biserică intenționat pentru că și noi la rândul ne trebuie să-L întâmpinăm pe Domnul. Și trebuie să-L întâmpinăm pe Domnul încă de pe acest pământ, ca această întâmpinare să se înveșnicească și să trăim în comuniune permanentă cu Dumnezeu. Și spune Sfântul Teofan Zăvorâtul că această întâmpinare nu se poate întâmpla doar dacă ne vom identifica cu cele patru personaje care au fost martore la eveniment. Și acele patru personaje despre care ați auzit mai înainte vorbindu-se în Evanghelie au fost Maica Domnului, dreptul Iosif, dreptul Simeon și prorocița Ana. Nu vreau să vă țin astăzi o predică despre Maica Domnului, dar dincolo de predica noastră este viața dumneavoastră legat foarte strâns de viața Maicii Domnului și de rugăciunile care le adresați Maicii Domnului cu nădejdea că ele sunt ascultate de Dumnezeu. Și așa cum auzim la slujba Paraclisului, Maica Domnului nu se lasă îndelung rugată și este grabnic ajutătoare tuturor. Dar una dintre calitățile Maicii Domnului este fecioria și o și numim pururea fecioară. Și v-am spus, iubiți creștini, că fecioria Maicii Domnului înseamnă nu numai aspectul trupesc, fizic, ci fecioria Maicii Domnului înseamnă fecioria inimii și fecioria minții. Și în ceea ce privește fecioria, am spus-o și altă dată ca definiția monahului, că votul monahal care se referă la acest aspect n-ar trebui să se numească votul fecioriei, ci votul iubirii, pentru că n-ar avea niciun sens. Fecioria trebuie să aibă un scop și scopul nu este altul decât dragostea și iubirea cu care suntem datori față de Dumnezeu. Deci Maica Domnului l-a iubit pe Dumnezeu în chip feciorelnic, nu numai în ceea ce privește aspectul fizic. Deci și mintea ei și inima ei. Dacă este să vorbim despre dreptul Iosif,
Noi știm prea bine că el a fost logodnicul Maicii Domnului, dar n-a cunoscut-o pe ea, ne spune Sfânta Scriptură. Deci și el la rândul i-a fost feciorelnic și a rămas până la sfârșit. Deși era logodit cu Fecioara Maria și a păstrat această calitate și aceasta din fidelitate față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a cerut să se logodească cu Fecioara Maria și să-i păzească curăția trupească. Dar totuși dreptul Iosif s-a purtat ca un părinte adevărat față de pruncul Iisus și a ocrotit-o pe Maica Domnului până la sfârșitul vieții lui. Legat de dreptul Simeon, ați auzit în Evanghelia care s-a citit, sigur că era vârstnic, înaintat în vârstă, unii spun că avea în jur de 300 de ani, spune Sfânta Scriptură, era drept și temător de Dumnezeu și Duhul Sfânt era asupra lui. Și n-ar trebui să vă spun mai multe despre dreptul Simeon decât ceea ce a spus Sfânta Scriptură. Drept, temător de Dumnezeu și Duhul Sfânt era asupra lui. În ceea ce o privește pe prorocița Ana, tot din Scriptură ați auzit că a fost căsătorită câțiva ani de la fecioria ei și după aceea a rămas văduvă și a trăit în feciorie. Văduvia înseamnă feciorie, iubiți creștini, până la 84 de ani, așteptând și ea mântuirea lui Israel. Dar toate aceste personaje despre care ne vorbește Evanghelia de astăzi nu sunt altceva decât personajele pe care le regăsim într-o parabolă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, parabola celor 10 fecioare, care o auzim la taina Sfântului Maslu. 10 fecioare care 5 dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau fără de minte, erau nebune. În parabolă se și spune, la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. Astăzi avem sărbătoarea întâmpinării Domnului. În parabola celor 10 fecioare ne spune însuși Mântuitorul Iisus Hristos, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. De altfel, acesta este cuvântul și mesajul meu de azi, iubiți credincioși, că această întâmpinare a Domnului, această întâlnire cu Dumnezeu, nu se poate face decât într-o stare de feciorie și nu mă refer neapărat la aspectul fizic, ci dincolo de acesta, la fecioria minții și la fecioria inimii. Dacă m-aș referi la aspectul fizic, în parabola celor 10 fecioare se spune că toate 10 erau fecioare, dar 5 nu erau fecioare înțelepte, erau nebune. Ori aspectul fizic n-are nicio valoare fără această înțelepciune duhovnicească, adică și mintea noastră și inima noastră trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu. Să nu îi aparțină lui Dumnezeu doar trupul acesta stricăcios și acesta să-i aparțină lui Dumnezeu, dar să-i aparțină și mintea noastră și inima noastră. Și doar atunci ne vom întâlni cu adevărat cu El și doar atunci vom intra în comuniune cu adevărat și doar atunci ne vom înveșnici împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.